octombrie. Mai întâi vă propun să-l cunoaștem pe ministrul care se simte bine la 15 grade în birou, nici nu vrea să facă mai cald de atât și nu vrea să facă economie. Iată. De 20 de ani când sunt în administrație publică, în timpul iernii stau într-un frig greu de suportat pentru colegii mei. Este temperatura care îmi place mie și temperatura care pot să lucrez cel mai bine. Dar n-am pretenția de la toți colegii să suporte temperaturile care sunt caracteristice biroului meu. În minister am luat câteva măsuri prin care putem să reducem consumul de energie electrică. Am schimbat noi de relativ mult timp becurile, deci acolo nu mai putem să luăm măsuri. Peste 80% din becurile din minister sunt becuri cu consum redus, dar vom schimba programul de lucru, vom trece începând cu 1 octombrie la un program de iarnă. Începem la ora 8 și terminăm mai repede, astfel încât să reducem consumul de energie electrică, și am luat măsuri pentru a elimina risipa. La sfârșitul programului, toate becurile trebuie să fie stinse în tot ministerul. Noi am afișat aceste reguli, să spun așa, sunt 7 la număr în instituție. Am comunicat către toți angajații și sunt convins că toți vor respecta aceste reguli noi și risipa va fi eliminată în mare măsură. Și în același timp sunt convins că reducerea de 10% se poate realiza pur și simplu printr-o atenție sporită, pur și simplu prin eliminarea consumului nejustificat.